pe Monica Lovinescu la radio, ci pur și simplu am descoperit-o în scris. Ceea ce m-a frapat citindu-i cronicile este, era exact imaginea omului viu care răzbătea din pagini. Nu era nimic care să nu vibreze acolo și acest lucru m-a făcut să caut mai departe și să descoper de fapt că în undele scurte e ascunsă o comoară care trebuie scoasă la lumină. Prima dată când am avut această revelație a fost când lucram pur și simplu la lucrarea de teza de doctorat și aveam nevoie de o poziționare corectă față de literatura contemporană. Și tot răsfoind diverse, ca toți studenții de la litere care termină și intră mai departe într-un proiect, să zicem, mai specializat, am tot răsfoit diverse istorii literare, diverse cărți de literatură. Nicăieri nu am găsit un fel, ca să zic, corect de a privi lucrurile. De fiecare dată mă loveam de un rest care nu putea fi interpretat. Și atunci am citit în Monica Lovinescu un articol în care vorbea despre romanele, celebrele romane ale Obsedantului Deceniu, despre un romanele Făcutului cu ochiul. Ce vrea să spună? Vrea să spună că există o convenție între scriitorul de romane și cititorul cărților acelea, pe care oamenii cititori din zilele noastre nu le mai pot urma. De ce? Știți cu toții de celebrele șopârme despre care se vorbea. Nimeni din generația de după 89 nu mai poate descifra acest lucru. Și în felul acesta mi-am dat seama că Monica Lovinescu mă așează într-o poziție corectă și am descoperit treptat că, de fapt, această poziție corectă se reduce și la un concept hermeneutic care se cheamă estetica. Ce înseamnă estetica? Înseamnă un fel dublu de a privi literatura acestei vreme pentru a o putea înțelege cu adevărat. Această selecție pe care am făcut-o din undele scurte, dacă vedeți, pornește din acest unghi, din această perspectivă. De aceea, prima parte a istoriei este destul de consistentă și vizează exact relația care s-a stabilit între literatura vremii și ideologie. Și cred că Monica Lovinescu ne poate oferi cel mai curat tablou a ceea ce s-a întâmplat atunci și cea mai corectă viziune asupra literaturii din această perspectivă, fiindcă realmente nu putem înțelege mare lucru din literatura vremii fără să înțelegem care au fost mecanismele care au condiționat-o și care au făcut-o să arate într-un anume fel. Partea a doua, celelalte două părți ale cărții vizează două capitole mari, prozatorii și poeții, și domnul Dace Mihelescu va scos într-adevăr la lumină câteva dintre cele mai interesante lucruri pe care le spune despre diversi autori, iar ultima parte, destul de consistentă și mie mi se pare foarte interesantă, cea despre critici și eseiști. Mai ales cea despre eseiști mi se pare foarte interesantă, fiindcă aici intră și autori care ulterior merg către filozofie, sau chiar Constantin Noica, care scrisese filozofie, însă când despre filozofie în vremea respectivă nu se putea scrie cu adevărat, să zicem, filozofic, toată literatura aceasta de idei era cuprinsă în zona eseului, a criticii literare sau a teoriei literare. Al doilea lucru asupra căruia ar vrea să vă rețin un moment este una dintre afirmațiile care pe mine mă rănesc de fiecare dată când le regăsesc și le-am regăsit și aici, luate de Monica Lovinescu în Jurnalul Inedit. Reproșul care li s-a făcut și lui și lui Virgilie Runca acum că sunt niște intelectuali fără opere. Nu sunt niște intelectuali fără opere. Opera lor a fost chiar viața lor. Iar viața lor o regăsim, iată, în textele pe care le-au publicat ulterior. Și această opera lor, adică viața lor, a făcut cu putință ca celelalte opere ale autorilor care au rămas cu adevărat să poată exista. Cred că această istorie a literaturii române pe unde scurte este o carte pe care ar putea o citi nu mai
studenții de la Litera, de exemplu, ca să înțeleagă cum anume se scria atunci, ce anume îl condiționa cu adevărat pe scriitor, și oricine care vrea să înțeleagă de fapt ce ni s-a întâmplat în trecut. Pentru că atâta vreme cât nu știm să privim corect în trecut, nici nu știm să trăim corect în prezent și poate mai puțin nici nu știm cum să ne orientăm în viitor. Atâta vreme, de exemplu, că încă în parcuri sau în diverse orașe se ridică busturi pentru busturi ale lui Păunescu, de exemplu, și prea puțin mai citesc poeți adevărați, precum Mircea Ciobanu, Mircea Ivănescu, înseamnă că ceva nu e bine în lumea în care trăim și trebuie cu adevărat să încercăm să o privim corect de pe această poziție a adevărului pe care ne luminează Monica Lovinescu. Mulțumesc! Am să încep prin a mulțumi tuturor celor care sunteți aici.